Bine, ați venit la Vloguleț. Astăzi am planuri mari, ceva ce n-am mai făcut până acum. Este un experiment culinar, cum au fost în ultimile câteva zile. Dar sunt foarte, cumva, bucuroasă pentru acest preparat, pentru că oricum are și ansudor. Eu îl mănânc, că sigur n-are cum să iasă rău. Bineînțeles că nu trebuie să ne ridicăm așteptările și să comparăm ceea ce înseamnă șnițelul, pentru că asta facem astăzi, șnițele ketogenice. Șnițelul acela făcut cu fulgi de porumb, cu făină, cu pesmet, cu ce vom face noi astăzi, pentru că ar fi puțin absurd, dar cu toate astea cred că va ieși un preparat foarte, foarte mega bun. Bine ați venit la Vloguleț! Emoțiile noastre astăzi țin de fapt de partea estetică a lucrurilor, pentru că, așa cum a spus și Delia, știm foarte bine că va ieși foarte bun. Vreau să vă arăt ce folosim astăzi. Folosim piept de pui pe care deja l-am tăiat foarte subțire, feliuțe, feliuțe. Folosim parmezan, care va ține locul practic a tot ceea ce înseamnă făinuri, pesmeturi și fulgi. Și, bineînțeles, ouă, care vor merge împreună cu double cream pentru a da o consistență interesantă. Avem aici niște broccoli, că știți că eu în ultimul timp sunt nebunită după broccoli, vreau să-l trag puțin în tigaie. Avem niște mărar pe care sperăm să nu uităm de data aceasta să-l folosim, vreau să-l pun în nou, care va îmbrăca șnițelele. Niște unt pe care îl vom folosi pentru broccoli, acesta este untul pe care noi îl cumpărăm și pe care îl folosim, este foarte, foarte bun. Și vreau să vă spun că aceste șnițele ketogenice, ele în rețeta lor inițială sunt făcute să fie, bineînțeles, foarte bine fierte, aș putea spune, într-o baie de ulei. Eu nu accept acest lucru pentru că nu vreau să se întâmple să mănânc lucruri atât de prăjite și deep fry, cum a spune englezul, așa că aș spune că mai bine le punem în fryer. Ceea ce îmi doresc foarte mult. De aceea cred că am și problema asta și emoțiile cu privire la cum vor arăta de crocanțeală, la nivel de crocanțeală. Însă chiar și așa nu vreau să le prăjesc în ulei foarte mult. Le voi stropi un pic. Eu aveam și pe aici prin bucătărie un spray din acesta cu ulei de măsline. Nu știu unde a dispărut, probabil a folosit dorul pe tot, eu pe acela voiam să-l folosesc. Dar acum un puf, două de acest ulei nu o să strice foarte tare, cât să fiu eu sigură că nu se usucă foarte tare la suprafață, dacă nu vreau cu nici un preț să le arunc într-o baie de ulei. Cu ce începem? Păi începem simplu, cu a sparge ouăle. Uite așa, ieri am consumat acea minunată, nu știu, eu îi spun budincă. Eu îi spun omletă complexă, da, ne-a mai rămas de ieri, pentru că vedeți, asta se întâmplă odată ce am terminat masa, noi nu putem să continuăm să mâncăm mai târziu ce ne-a rămas. Putem doar a doua zi, pentru că ăsta e programul, o masă pe zi. Suntem în ziua a 17-a, ne ținem super tare. Suntem curioși să vedem cum va fi în ziua a 30-a. Acum, dacă vom fi rezistat până atunci, conform semnelor, toate semnele sunt aici, de acord, doamna Moraru? Da. Că vom rezista. Semnele sunt aici. Vedem. Dar oricum, programul ăsta se dovedește din ce în ce mai bun. Atât cum ne simțim cu totul, așa cum arată pe cântar și, băi, dormim mai bine, domnule, dormim extraordinar de bine și, ce să vedeți, dorul nu mai sfărăie, bine, dorul nu mai sfărăie, de fapt, din a treia zi, cred. De ea oricum nu sfărăia, deci n-am pus să vă dau un da, 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 nu, lăsați, că, lasă că înregistrările alea le țin eu. Bun, aici avem ouăle bătute bine, bine, cu puțină sare și puțin piper, iar acum vom adăuga în ele acest double cream. Uite așa. Ce-am putea spune că e acest double cream? Că nu e nici frișcă, este nu e nici smântână. Cum ar spune, cred că americanul heavy cream și cred că este acel început de frișcă. Dacă îl bați, devine frișcă pentru prăjituri. Mm. Uite așa am adăugat aici să fie foarte, foarte cremos. Mă gândesc dacă să mai adaug sau nu, încă un pic. Pare că am adăugat destul de mult. Știți că eu le fac după ochi, dar încă un pic n-ar strica. Știți de ce? Pentru că vreau să-i dea o consistență foarte plăcută, să fie așa un lucru de care să se lipească foarte bine parmezanul. Și, bineînțeles, vom adăuga acum, ca să nu uit, până nu uit, repede, repede, niște mărar, pentru că, deși nu era în rețetă, mi se pare că vine foarte bine. Eu aș fi adăugat, cum fac de altfel la șnițelele normale, niște susan. N-am decât susan negru. Nu știu cum ar arăta. Da, arăta dubios, am mai făcut noi treaba asta.
Tăiem așa mărarul și l-aruncăm repede acolo până nu uităm ca ieri, pentru că mi se pare că o să le dea un gust foarte proaspăt, așa. Tot ce e verde merge în acest program de îmbunătățire personală. Îmi plac alimentele acestea verzi pentru că, în primul rând, îți dau un soi de prospețime așa și nu te fac să te simți după ce ai mâncat, nu simți că îți vine să te duci să te culci. Și nici seara, seara când te duci la culcare, nu te mai duci bucăit. Adevărat. Intră burta și după aia intri tu. Mă refer la mine, desigur. Da. Ideea era așa că noi cumva ne și buhăiam seara că știam că dormim mult mai bine după. Că, da, vorba aia, după ce mănânci, te ia așa o toropeală și era perfect. Dar acum se întâmpla să mâncăm ziua și tot timpul aveam o senzație din asta de leașen, cum spune Delia, după ce mâncam, în sensul că bă, ce-ar merge acum să stau așa un pic tolănit vreo 20-40 de minute? Lucru care, nu știu, ne cade bine și nu ne cade bine în același timp, dar gândește că dacă e pauza de prânz, ai vrea totul să te bucuri de pauza aia. Dacă tot mănânci repede în 20 de minute, restul de 40 de minute ai vrea să le fructifici pentru tine, nu să stai tolănit degeaba, să dai din deget pe social media. Am pus la preîncălzit fraierul, trebuie să stea 5 minute la 190 de grade și o să pufă eu această hârtie un pic așa, cu niște din ăsta. Puiul așa se îmbăiază foarte bine, uite așa, frumos, țac-pac, așa, și după aia se aruncă foarte frumos aici în parmezan și se presează bine în parmezan, să te asiguri că se ia parmezanul pe el. Uite așa. Vezi că nici mărarul nu se ia foarte mult pe... Dar ce mă gândesc? Mi se pare stradul cam subțire. Asta o să fie pui îmbrăcat în fel de brânză. Putem cumva nu să facem... Nu-mi dau seama dacă poți, dacă îl trec acolo, mi-e că mi-l spală. Păi ți-l spală dacă îl treci acolo, da? Ce am putea face dacă e să iei lingurița să încerci, da, să pui? Da, o să-l deci îmbrac eu după. Stai un pic să-l punem, uite, așa frumos aici. Hai să încercăm. Hai să vedem ce iese. Până la urmă de mâncat se mănâncă. Ce e rău? Ce poate fi rău? Iarăși omletă cu pui până la urmă, nu? Pui cu brânză. Ce poate fi rău? Păi, da. Uite așa. Parmezanul ăsta trebuie să ai grijă să-l rărești mereu. Uite așa. Hai că arată senzațional, nu poți să zici. Acum, până în se proces, fac... arată foarte bine. Acum ce a ieșit, Dumnezeu cu mila, deci, știi cum e. E bine să umplem folia ca să nu ne ridice... Faceți niște stripsuri. Asta chiar că arată ca stripsuri. Da. Dar tu le-ai tăiat așa sau o vindea gata tăiate? Nu, eu le-am tăiat în funcție de cum a fost pieptul de pui. Doamne, cei de la KFC o să inventeze o nouă rețetă. Puiul ketogenic. Hai că dacă nu iese o tăviță de aia ne ajunge la amândoi, nu trebuie neapărat să-l facem. Nu, ies două tăvițe. Crezi tu? Da, da, da. Că trebuie să-l lași un pic aerisit așa, să nu... Crezi că se strânge? Se strânge un pic, că e carne, dar să-l las să respire un pic. N-ar trebui, domnule, să se strângă. E carnea falsă. Hai să o luăm conspiraționist, așa. Da, 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 așa. Sigur. Mie îmi plac conspirațiile mult. E injectată, domnule. Când injectată e, că nu e. Asta nu mai e conspirație. Asta e dovedită de mult. Hai că are ceva parmezan pe el. Nu poți să zici că nu. Au, n-am ce să zic. Dar auzi, cum ne mai întoarcem noi astea? Cred că le întoarcem propriu zis cu focuriță, cu ceva. Le întoarcem, da, imediat îți arăt. Da, uite că ai dreptate. Cred că am făcut mult ou. Nu are nimic, facem omletă dacă cred e cel mai nefericit. Cred că trântesc peste... Ah, dar chiar așa, că noi facem și această minunăție de broccoli. Și da. Rămâne trântesc peste... Oh, iertați-mă, broccoli! Broccoli! Zici tu că ar fi bine să mai presar un pic așa, nu? Măi, măcar un pic. Știi cum e, că pe partea elaltă nu o să mai poți, dar zic și eu. Doru vrea crusta aia, știți? Crusta? Auzi, e care șnițel îți place mai mult? De porc sau de pui? Toate îmi plac. Dar cel mai mult? Dar cel de porc îmi place, cred că mai mult, dacă e făcut din porc de calitate, în sensul să fie carne macră, să n-aibă zgârciuri și tot felul de lucruri prin el. Ăla de porc are un alt juiciness. Ideea e că trebuie să alternezi foarte bine când mănânci proteina asta. Porc într-o cantitate ok, dar e bine să ai și pui, să ai și vită, adică nu întotdeauna doar carne roșie, să ai și carne albă, să ai pește. Desigur, dacă mergi și pe partea asta de ne-keto și vrei să mănânci și proteină din legume, cum ar fi fasole, poate mai bine. Deocamdată noi avem acest program momentan. Bun, pufăim și asta un pic. Și acum activitatea mea preferată, o facem un pic așa și la fel trecem puiul prin toate băile și cred că o să rămână foarte mult ou pentru o omletă consistentă pe care, sincer, eu o să o adaptez
imediat o să trag acel brocoli în tigaie, păcat de ele să le arunci. Asta pare, la cum o văd așa, să fie cea mai consistentă masă. Să vedem cât putem mânca și acum, că noi facem, dar... Nu, mă refer în sensul de gătit. A, de gătit. Gătim cea mai mare cantitate, n-am mai gătit până acum, atunci când am făcut două droburi. Noi, de fapt, am făcut unul să-l ducem și unul pentru noi și droburile erau micuțe, nu pot să zici că erau mari. Iar keto burgerii de căprioară, cerb, whatever... Să știi că... Las-o așa, mai încercăm data viitoare cu o bucată de vită sănătoasă, care să fie grasă, domnule. Adică e o carne bună, dar nu e, cum să zic, nu mi se pare că se potrivește într-un burger ketogenic. Pentru că ea, carnea, fiind o carne foarte lin, cum să zic, slabă. Foarte slabă, da. Merge cu sosuri, cu grăsimi adăugate, cu tot felul de... Exact, asta am citit și eu, că trebuie să adaugi seu de vită, chestii. Da, o brânză de aia grasă să curgă peste burger, adică niște chestii care, na, nu am vrut să le introducem. Și bine, acum, sincer să fiu, nici n-am știut, v-am zis eu, în capul meu, eu am cumpărat vită. Da, asta a fost în capul nostru, vorba aceea, stai un pic că trebuie să mai amestecăm, stai. Da. Că uite, l-a făcut... Cred că mai trebuie un pic. Da. Mai am două din astea și sunt le facem. Păi bine, că am luat, vezi când am zis eu să nu luăm parmezan mult, că nu ne trebuie, ai fost inspirată. Eu știam și de la șnițele normale, eu le fac întotdeauna cu fălși de porumb, iau fălși de porumb și dau așa cu făcălețul, îi toc bine și îi dau prin ou, prin făină. Îi strivești, tovarășa, nu-i toci. Da, îi strivesc așa și îi dau prin ou și prin făină și după aia... iarăși nou și după aia prin fulgi. Doamne, de ce șnițele alea dumnezeiești mai ceva decât la KFC. Am încercat să le fac în fraier. Mai ținte când am încercat să le facem în fraier și nu a fost ce trebuie. Uite așa un pic de pui și aici. Și acum, ultimul touch. Am zis că mai pun un pic aici niște parmezan la cerința soțului, pentru că... Păi mai bine să fie decât să fie nevoie. Dacă mai rămâne aici, îl lăsăm, pentru că când le întoarcem, poate mai punem și pe partea cealaltă, că oricum asta trebuie să le întoarcem. Da, dacă mai rămâne aici, știi ce facem? Mm. Direct în ouă. Bun, și acum stropim un pic, dar de la depărtare, așa, cât să ajungă câțiva strop de ulei. Așa. Perfect. Și le montăm. Perfect. A întâia. Hai să facem și altă. Hai grijă că frig. Noi zicem că le-am preîncălzit, dar fii atent ce frig astea, foarte... E, cum poți acum, că dacă le aranjăm noi? Ah, uite că pe asta n-ai mai probleme. La fix. Prima. Ia să vedem. Perfect. Ah. Acum, pentru că știu că vei găti al ochiul. Cam așa... Nu! Surpriză! E, nu pot să cred. Până și pe tine te surprinde. Deci trebuie puse în air fryer 12 minute, 6 pe parte, 6 pe cealaltă. La ce temperatură, dragă? La 190 de grade. Dar știi că nu o să circule pe sub ele foarte bine vântul din cauza... De aceea le întorci. Aha. Și uite așa, pui air fryer 190, cât am zis? Cât am zis? 12 minute, da? Și dăm match ca să nu facem iarăși boacăne și start. Și la 6 minute le întoarcem folosind cleștele. Acum că am rămas cu ou acesta foarte mult, nu știu cum am estimat eu cât o să am nevoie de ou, dar am pus 3 ouă, deci clar la 2 piepți de pui nu e nevoie. Cred că 2 ajung, chiar mai puțin. Spălăm acest copăcel mic de brocoli și îl tocăm bucățele. De data asta cred că îl voi toca și mai mic. Eu n-aveam în plan să pun ouăle în el, dar dacă a rămas ouă ăsta acum îmi pare rău de el. Voiam doar să-l trag în tigaie și să-l mâncăm așa, ca un fel de garnitură, dar nu-i nimic, că e și mai bine, pentru că e și mai consistent, mai proteic, numai bine. Vreau să ridic astăzi la fileul comentariilor, cum îmi place mie să spun, o chestiune nouă, un trend care apare acum în zona asta profesională, în special angajatorii care caută să nu crească salariile angajaților, folosesc o nouă terminologie numită dry promotion. Ceea ce înseamnă că vei primi mai multe responsabilități, vei primi aceiași bani, dar vei primi un titlu mai mare. Practic este o încercare de amânare a creșterii salariilor. Se numește dry promotion pentru că ea nu vine să complimenteze salariul, ci vine să complimenteze doar poate mai multe zile libere, poate să lucrezi de acasă. Bine, dacă poți să lucrezi de acasă și nu lucrezi deja de acasă, ai o problemă, e clar asta. Să-ți dea acces gratuit probabil la sală sau să-ți ofere o schemă din aia, cycle to work, sau să-ți dea mașină, de ce nu, de la serviciu. Orice
în așa fel încât să nu dea propriu-zis cash. Dacă te duci și îl întrebi, să zicem, pe angajator, domnule, dar de ce nu vrei să-mi dai bani și el o să spună că nu are, în momentul ăla tu ar trebui să te întrebi ca angajat, bă, dar de ce n-ai? Că eu îmi fac treaba. Ce se întâmplă? De ce nu faci bani? De ce nu facem bani? Nu, că suntem o echipă. Sunt curios dacă după ce va veni primul val de astfel de propuneri inteligente, că știți, trebuie să se ocupe și HR-ul cu ceva, dacă va exista acel val de demisii prea devreme. Pentru că eu întotdeauna, când am fost întrebat, am sugerat niciodată nu ți anunța gândul că vrei să-ți dai demisia. Niciodată, dacă ești nemulțumit, nu arăta că vrei să pleci. Arată-ți nemulțumirea, expune-ți nemulțumirea și în paralel caută-ți în altă parte. În momentul în care ai găsit în altă parte, ai luat direct hârtia, ți-ai scris demisia, ți-ai dat demisia și nu accepți compromisul. Că dacă accepți compromisul, ei vor ști în momentul ăla că tu ești genul de om șantajist. E așa, te vor privi. Chiar dacă tu realmente îți protejezi interesele, interese pe care ei ar trebui să ți le protejeze, pentru că în cele din urmă și tu ești parte, aduci o contribuție majoră la venitul lor, substanțial, venitul companiei. Am pus brocoliul la tras în tigaie, aștept să torn ouăle peste el, însă am vrut să întorc șnițelele și n-au ajuns cele 6 minute, deci ce scrie la rețetă e tot cum trebuie la mine, al ochiu, pentru că nu au ajuns, încă se mai fac. Și nu știu de ce rețeta spune atât de puțin, pentru că și mie mi se părea foarte puțin 6 minute. Iar aici avem cottage cheese pe care îl vom folosi pe post de sos. Știți că v-am zis că nu prea aș vrea să introducem usturoiul, pentru că, na, simt că mă deranjează un pic la stomac, nici dudorul nu-i plește prea bine. Însă acest cottage cheese, care este din aceeași familie cu untul, este singurul cottage cheese care ție îți place, da. Și din păcate este fat free. Că, și na, este, nici n-am văzut treaba asta. Păi dar știu, dar e singurul care îți place și cu cive nu au decât fat free. Mie îmi place cu chive sau cum se... Mă rog, da, eu le zic cive, nu știu cum îmi place pentru că are mirosul și gustul de ceapă, dar în același timp nu are tăria aceea cepei. Ah, ce bine miroase. Și eu de obicei nu mănânc așa ceva. Bulgărași, tot felul de brânzuri din astea pe care le mai aveam și prin România. Ați văzut ce-și face Doru laptele la fermentat, el și-l face, de multe ori are în el bucăți de brânză. Nu. Eu doar, e singura care îmi place și asta așa. Și mai e una de la același brand cu ananas. Și aia îmi place foarte mult, dar aia bineînțeles că are zahărul din fruct și am preferat să o evit. Cum e, domnule? Hai să vedem și noi. Avem un pui scăldat. Zici că e pește. Da, însă am problema aceeași cu... Eu nu mai folosesc prostiile astea, să știi. Mie îmi spar niște idioțenii. Trebuie să am un rant asupra. Nu se poate să le faci atât de prost. Să nu stea efectiv ca lumea. Având în vedere că sunt dedicate pentru cuvele de la acest fraier, da, trebuie sunt... să le fac o întăritură, nu? Da, să le fi făcut ceva. Ori nu le folosesc eu bine și eu sunt tuta din poveste, nu știu. Dar ideea e că nu-mi plac deloc. Da, auzi, nu le întoarcem? Le mai las foarte puțin, că pare că unele, vezi, au fost eclipsate de către această hârtie. Nu, dar arată bine. Eu am crezut că o să fie mai triste, să-ți spun așa, de beșamel. Dar pare că... Nu e beșamelul ăla, dar e pe aproape. Hai să gustăm, să vedem. Asta cum facem cu ea aici? O las să se facă, uite așa, ca o clătită. Știi că dacă îi pui capacul, se face și deasupra, fără să fie nevoie să amestece. Da, nu place că se înnăbușe. Nu, da, nu-ți place să rămână un pic crispy, așa, da. Hai că ți-am zis, astăzi ne porcim, literalmente. Comparativ. Crezi tu că asta e porceală? Da, comparativ cu restul zilei. Ia că nici nu stau după ea. O las așa, că miroase atât de bine. Cum numesc ei ouăle pe care le fac așa? Când astea când începe așa să le... Frânjurite, așa, e o denumire. Scrambled. Nu scrambled, mai e o denumire, cred. Da? Da, da, parcă au, deci au poached, scrambled și mai avea o denumire. Când pun ouă și se apucă și îl sparg așa. În timp ce se gătește. Dar tu știi că și îl fac de multe ori și în microunde. Eu vedeam când eram pe la birou. Da, eu n-am mâncat ouă făcută în microunde. Nici eu. Dar trebuie să încercăm și noi, că am făcut noi mămăligă radioactivă la microunde, da, păi, wow. Uite așa, un pic de omlețică cu brocoli. Hai să întoarcem prima. Începe procesul. Da, s-au împrietenit aici, s-au lipit între ele, observi? Păi, știi cum e? Prietenii buni stau împreună. Da. Crezi că trebuie să mai punem un pic, uite asta, vezi, mă gândeam, să punem un pic de brânză iarăși. Hai să punem, dacă vrei tu. Pe deasupra.
Deși apare să fie acolo. Nu, este, e, dar... Că e. Nu trebuie să punem, e să nu exagerăm pe de altă parte. Nu s-a făcut, că una e când bate căldura. Crezi că puteam să facem direct pe grill? Nu cred, nu? Cum pe grill? Pe mi-era grătar. Teamă că o să curgă de aia, că eu le-aș fi pus direct pe grill, pe grătar, tăvița da. Aceea. Dar eu zic să încercăm data viitoare, oricum. Bucătarul de serviciu, eu cred că e gata ăsta. Da? Trebuie să-l oprim. Da, scoatem acum, oprește-l, dar la o parte. Îl dau la o parte. Bun. Aceeași poveste, deci arată la fel. Câte minute au fost până la urmă? Au fost 19, nu? Au fost 12 pe parte. Oho, și noi gândeam că o să-l facem în 12 minute față verso, ca să vezi. Da. Ok, bine de știut, e bine de știut. Bine că am lucrat al ochiu să îmbunătățim această rețetă. Hai să scoatem acum și brocoliu, care de fapt nu mai e brocoli, e un fel de omletă cu double cream, brocoli, parmezan... Ce am mai pus? Mărar? Deci a ieșit aici un combo. O să fie pariul câștigat de mine, pariul în care noi nu o să putem să mâncăm tot ce aveam aici. Nu-i nimic, că e și mâine o zi. Arată foarte bine acest cottage cheese lângă. Da. Da, da, se vede, exact cum ți-am zis. Uite de cât omleta ai pus, cât cottage cheese și cât a rămas acolo. Da, dar în același timp, la nivel de mâncat, nu mănânci mult, că vei mânca... Maxim 3, cel puțin eu, nu știu despre tine, probabil tu vreo 5, dar eu vreo 3 șnițele din acelea, bucățele din alea mici, împreună cu cei aici, scottish cheese-ul ăsta. Nu e o masă extraordinar de mare, având în vedere că e o masă pe zi, foarte ketogenică, ce-i drept. Și vedem mâine cu ce combinăm, ce dacă rămâne ceva aici, cum rămâne și în ce rămâne. Până una alta, hai să intrăm în frigider să scoatem lăpticul. Eu înainte vorbeam și rece și cald, însă... Acum, recent, îl fac doar rece. Nu știu de ce, dar îmi place mai mult rece. Chiar dacă am lactate acum la masă, că avem acel cottage cheese, eu nu o să renunț deloc la laptele meu bătut. Nu de-a lungul acestui program de bunătățire personală în care mâncăm o singură masă pe zi. Simt că îmi completează dieta, poftim. Îmi completează masa. Îmi place că rămân cu el la final și cred că ajută foarte mult și la stomac. Pun pariu că ajută foarte mult. La final, de regulă, rămân cu o jumătate de pahar. Mă ridic de aici de la masă, mă așez frumos pe canapea cu paharul meu, o jumătate de pahar de lapte și continui și beau acest lapte fermentat on the rocks. Bine, eu nu pun gheață, dar cam asta e ideea. Lapte fermentat on the rocks, asta n-am mai auzit. Da, într-adevăr, înlocuiește cu succes aperoale, pina colada și alte lucruri, nu? Și încă ceva, apropo, știți că vă spuneam zilele trecute că, domnule, a venit frigul. Domnule, acum a venit soarele și uitați cum e. Ce este afară, o vreme superbă, superbă, inclusiv temperaturile, iarăși, 19-21 de grade, după ce am avut 4-5 grade. Hai că am ajuns la capătul liniei cu toate cuvintele, pentru că m-a torupit pofta, ce să mai zic. Doamne, n-arată, n-au crocânțeala aia pe deasupra, precum are un șnițel. Și nici nu e KFC. Și nici nu e KFC. Dar este un preparat foarte bun, pot să spun numai din ochi așa, că sigur va avea un mare succes. Cred că mâine va fi masa din leftovers, așa, da, vedem, până nu vă hazardați, că cine știe ce idee mai vine mie mâine și vreau să fac nu știu ce lucruri, așa că vedem. Până mâine e cale lungă, însă masa de astăzi. Am făcut această omletă ad hoc cu brocoli, se preconiza un brocoli simplu tras în tigaie, dar uitați ce a ieșit. Pentru că a rămas ou de la aceste șnițele și n-am vrut să-l arunc, aceste șnițele făcute cu ou și cu parmezan. Și aici am împărțit eu un pic așa, vom mânca alături de cottage cheese, probabil între 3 și 5 șnițele din astea. Și cred că vor rămâne și pentru mâine, vedem ce se va face, dar asta este masa de astăzi și vă prezint ceva ce n-ați mai văzut în acest vlog până acum, acest lapte fermentat pe care Dorul bea cu foarte multă Doamna plăcere. Doamna Moradu, haideți să aranjăm plating-ul aici, să arate ca la carte. Păi nu, ce facem între timp? Hai. Da, trag și eu de timp să-mi aduc pahar, că vedeți, mi-am adus lapte și mi-am adus pahar. Și așa fac atunci când sunt super entuziasmat de o mâncare pe care o gătește Delia. Nu? Nu trebuie să încheiem apoteotic? Umplând acest pahar cu minunatul lapte. Acest lapte, cum ai zis, ne-ai mai văzut și ne-ai mai văzut în acest vlog, da. Da, bun. Haide ca să rezumăm acum. Rezumat, vă rugăm. Iată, aici avem șnițelele, omleta, civele. Și laptele. Pentru că nici o zi fără minunatul lăptic. Și cu asta, gata și masa pe astăzi, rămâne să o și dăm gata între noi doi și noi ne vedem mâine. Pa! Pe curând, pa!